Eu prima dată văd când un partid de guvernament să se comporte în așa mod, în raport cu opoziția. Nici un proiect de lege, poate cu, nu știu, dar nu să mint eu excepții, dar nici un proiect de lege nu a fost nici măcar propus spre dezbatere în Parlament, care vin din partea opoziției. Niciunul. Pe timpuri, chiar și cei din Partidul Democrat făceau mai frumos, mai subtil. Mai voalat, cumva. Mai voalat, din ce perspectivă? Găseau vreun proiect care venea din partea opoziției. Intrau în esența propunerii, da? Însă și ideii care se vrea să fie implementată. Preluau proiectul, alții zilau, mai puneau două virgule, desfășurau ideea respectivă, da? Și ea vine din partea guvernului, da, ca și inițiativă, sau din partea unui grup de deputați din majoritatea parlamentară. Și atât acele idei care erau sugerate de către opoziție, prin altă metodă, da, prin pe alte cărări. Înțeleg. Ele ajungeau a fi votate și ajungeau să fie lege. Păi, prietenii ăștia din majoritatea parlamentară, ei nici lucrul ăsta nu-l fac.